Bună dimineața, dragilor! Începem această săptămână cu vreme în general instabilă în toate regiunile, dar și călduroasă după amiază, cu disconfort termic ridicat și un indice temperatură umezeală care se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități, local în cele sud-estice, estice și izolat în rest. Cerul va avea norări temporar accentuate și mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi perioade cu averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. Mergem în Maramureș, unde vom avea o vreme variată cu soare în prima parte a zilei și furtuni în cea de-a doua parte. Maximele termice vor urca astăzi până la 30 de grade în Baia Mare și 31 de grade în Satu Mare. În Crișana, vremea va alterna perioadele cu soare cu perioade în care cerul se va înnora și va ploua. Temperaturile maxime vor ajunge până la 28 de grade în Arad și 30 de grade în Oradea. În Banat se anunță o zi cu precipitații abundente, tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Temperaturile vor atinge valori de 26 de grade în Reșița și 28 de grade în Timișoara. În Oltenia se anunță o zi cu instabilitate atmosferică accentuată, ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și posibile căderi de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade în Craiova, Slatina, Târgu Jiu și 28 de grade în Râmnicu-Vâlcea. De precipitații vom avea parte și în centrul țării. Aici ploile vor fi abundente, în special în partea de est a teritoriului, și vom avea de asemenea intensificări de scurtă durată ale vântului, descărcări electrice și izolat grindină. Temperaturile vor urca astăzi până la 27 de grade în Miercurea Ciuc și 31 de grade în Alba Iulia. În Moldova începem ziua cu soare, dar pe parcurs vremea va schimba foaia și ne va aduce ploi, tunete, fulgere și vânt. Maximele termice vor ajunge la valori de până la 27 de grade în Suceava, Piatra Neamț și 33 de grade în Galați. În Dobrogea lucrurile stau puțin mai bine. Ploii nu se vor semnala decât în a doua parte a zilei și asta doar în partea de nord a teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade în Constanța și 32 de grade în Tulcea. În Muntenia ne așteaptă o zi cu vreme variată. Vom avea atât perioade cu soare fierbinte, cât și reprize cu precipitații, instabilitate atmosferică accentuată și intensificări ale vântului. Temperaturile se vor menține ridicate, maximele atingând până la 27 de grade în Pitești și Târgoviște și 33 de grade în Brăila. Nici în București nu vom scăpa de ploi astăzi. Dacă la această oră avem undeva la 23 de grade și un cer variabil, pe parcursul zilei va ploua, iar temperatura maximă va ajunge până la 31-32 de grade. Dacă astăzi ne plouă pe aici și pe acolo, vă spun că mâine vremea se va mai domoli și va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării. Atât pentru moment, să aveți un început de săptămână perfect. Veți? Mulțumim foarte mult! Ne întoarcem la Cătălin Opri.